Bă, da, salam la mănăstire, n-am mai văzut. Salam de vânzare la mănăstire, mă? Doamne, ferească Dumnezeu. Băi, dar cât de prost să fii, mă, să faci așa ceva acum, pe bune. Cum să scrii tu numele pe aici? Am ajuns la mănăstirea Cetățuia, o mănăstire care seamănă mai mult la cetate. Probabil a fost cetate înainte aici, o să vedem. Are și steagul Moldovei sau emblema care era înainte pe steagul Moldovei. Bineînțeles și Maica Domnului acolo. Bizantin. Sigur, este o icoană bizantină acolo. Biserica Mănăstirii Cetățuia, construită în anul 1669-1672 de către domnitorul Gheorghe Duca. E, aici n-ai voie cu mașina înăuntru, n-ai voie să filmezi, să fotografiezi. E. Încercăm să filmăm acum, dacă tot am venit. Dar, sincer, nu înțeleg de ce să nu filmezi, de ce să nu faci poze cu noi. Cu ce deranjezi? Dacă vii să faci câteva poze, de exemplu, hai că eu și filmez, dar... Cu ce ai deranja? Văd că aici e un clopot. Clopote. Două clopote. Cine știe să citească. Da. Are emblema tot așa. După steagul Moldovei din trecut. Acum nu știu ce scrie pe el. Probabil scrie acest clopot a fost făcut de nu știu ce forjari, fierari. Cam asta scrie, da, că eu mă pricep. De fapt, eu am scris aici, prin anul 1669. Dar ăla e IJ, nu știu, nu cred că e 669. Bine că nu e fi ultimul tot 6, că era belea. Alte clopote mai mici, unul mai mare, unul mai mic. Aici, Domine, e în latină, sus acolo. Da pacem Domine in debus nostrum, nu știu, ceva de genul ăsta. Da, și un clopot și mai mic. Divino. Da, am înțeles tot. Foarte interesant. Atenție, pericol de cădere în gol. Oare ai voie să mergi pe acolo, pe sus? Acolo se apără cetatea, știi? Acolo, în turm? Dar mai mult ca sigur, pe aici, prin... pe zidurile acestea de apărare, se urcau moldovenii și trăgeau cu arcurile. Pe aici. Mănăstirea Cetățuia din Iași. Băi, frate, dacă știam că venim la Cetățuia, ne îmbrăcam în straie de alea moldovenești, ne luam arcurile și trăgeam în oamenii ăștia care veneau cu mașinile pe aici. O, au venit cu otrăvitorii! Aia, nu poți să intri. Hai, copii, veniți și voi! Deci toată mănăstirea este înconjurată de ziduri de apărare. Mm-hmm.
domnitorul Duca, parcă scrie acolo la intrare, Gheorghe Duca, probabil locuia pe aici undeva, domnitorul Gheorghe Duca, pentru că se mai întâmplau și lucruri de genul, lângă cerdacul, sau cum să-i spun, cănuchilie, micul palat al unui domnitor, se construia de obicei și o mănăstire lângă. Da. Când veneau cotropitorii, domnitorul care, dacă era de credință ortodoxă, dar și să țină credința ortodoxă, când voleau cotropitori, barbari, turci, tătari ce erau ei, se rugau imediat. Intrau în mănăstire, în biserică și cu post, rugăciune, cam cu, sau cam acestea erau armele de apărare până la urmă. Că noi eram o mică, adică eram puțini față de cotropitori care veneau cu zecile de mii. Ca și Ștefan cel Mare, cu o mână de oameni, s-a bătut cu turcii toată viața lui, cu sute de mii de turci afleți. Așa e faină arhitectura asta, că ea e veche. De acolo sus o să mă mut eu la balcon. Da, construcțiile de genul acesta mi-aduce aminte de unele de prin Sfântul Munte Athos, de pe munți. Ai impresia că pici de pe munte, dar ei locuiesc acolo. Nu știu cum le-au construit, cei din Athos, că numai Dumnezeu știe, și nu știu, nu pot să-mi dau seama cum de locuiesc ei acolo pe munte. Pe, e muntele abrupt și sunt schele și locuiesc ei acolo, chiliile alea. Se spune că se pogorau acolo cu, pe sfoară cumva, ca să ajungă înăuntru acolo, în chiliile alea de pe munte, și nici nu mai ieșeau de acolo. Și să trăiască le trimiteau alții, cât o pâinică, câte... Pisicele la ușă acolo. Pisicele se încălzesc. Cetățuia. Cum arată în interiorul mănăstirii. Cetățuia. Chiasmă mică. Donație fără și fântână aici. Mănăstirea Cetățuia are aici un scurt istoric. Dar și picturile pe aici sunt foarte vechi. Foarte, foarte vechi. Dar, nu știu, mi se pare ceva foarte urât ce observ eu pe acești pereți. Cred că, sau, nu știu, că sunt nume, Delia, Mădălin, Radutino, sau care-i treaba? De ce oare sunt scrijelite numele astea pe aici? Paul, Camelia, Denisa, Amincic, Denisa Amin, da? Genul ăla, zi amin și iubi bine. Denisa Amin. Lili, nu știu ce înseamnă asta. Probabil și-a bătut în unui joc, nu? Că nu înțeleg, că n-ai cum să scrii numele peste sfinți. Tu scrii Denisa Lili Amin. Carmen Șerban, ce scrie? Mihnea. E oameni, oameni fără cap. De fapt, și la Sfânta Parascheva, acolo am văzut ceva ciudat, și anume, la icoana Maicii Domnului, oamenii au pus monede pe icoană. Și cât, sau mai erau și bagnote de un leu. Și când am vrut să sărut și eu icoana ca orice om, mai era puțin și sărutam
Alea, monezile de 50 de bani. Când am văzut, am vrut să-l iau de acolo, zic, bă, dar nu mă bagă, n-am. Dar e urât așa, adică pui pe icoană bani și lași acolo. Iar cel care urmează să sărute și el, pupă banul. Nu? Foarte urât. Uite, Ana Antonio, nu știu ce e cu asta pe aici. Acolo e iadul. Acolo e iadul. Păcat că nu pot să filmez așa mai fain. Adică să iau mai în... Nu merge. Că pictura pe acest perete, sau în pictura de pe acest perete, este reprezentat iadul. Ferească-ne Dumnezeu. În partea aceea de acolo sunt sfinții sau oamenii care merg. Da, sfinți sunt acolo. Cei care merg la rai. Și aici, uite, de exemplu, e balaurul ăsta aici, cu râul de foc, care vine de acolo de sus, și sunt demoni pe râu, care îi duce în gură balaurile. Și iar am dat de scrijiriturile astea pe aici. Mela, Adrian, Simon, R plus A. Da, e foarte ciudat. Sunt balauri și numele astea sunt scrise pe iad aici, pe vasă rău de foc. Adică cât de prost să fii să-ți mai și treci numele pe iad. Aici, bă, este Sfântul Gheorghe cu sulița. Și jos, nu se mai vede bine că e ștersă pictura, dar este diavolul și pe diavol scrie numele astea. Freddy, Ticu, Crina, Șerban, Ionela... Bă, dar cine a făcut inimioară de iubire? Bianca și Marian. Egal love. Adică cât de prost să fii, mă, Doamne, iartă-mă, mă. Dar cât de să blasfemezi în halul ăsta, să scrii tu, hai steaua, forța steaua, Elvis Presley, iată aici. Elvis Alexandra. Că plus de, egal love. Te iubesc, cred că nu e Teo. Nu așa. Doamne, ferească Dumnezeu. Băi, dar cât de prost să fie, mă, să faci așa ceva, acum, pe bune. Cum să scrii tu numele pe aici? Pe iad aici, adică aici au scris pe iad. Doamne, ferească Dumnezeu. Urât gest. Oameni fără cap. Dar cum de-au reușit ei să scrie? Asta e întrebarea mea. O fi fost mănăstirea părăsită la un moment dat? Aici este un mormânt. Hai să vedem. Aici este înmormântat Saul, fratele lui Gheorghe Duca. Sfântul Arsenie. Capadocianul. Sfântul Arsenie Capadocianul, care îl vedem mai jos, alături de Sfântul Paisia Ghioritul. Sfântul nostru, uite, tot la Sfântul Paisia am ajuns. Și Sfântul Nicolae. Mănăstirea Cetățuia. Ne continuăm drumul.
Doamne ajutăm. Iată, ne-a ajuns și la celebrul preot, părinte, Calistrat. Ideea e că am ajuns și aici, știi? Că dacă tot există anumite legende, vorbe, am venit să filmăm la fața locului, frate, să se termine odată pentru totdeauna cu vorbele. Și aici e un fel de lac. Nu știu, în timpul liber, bine, există acolo o pancardă de aia unde se scrie că este pescuitul interzis. Acum, mi-ar fi oarecum să mi-l imaginez acum pe părintele Calistrat cu undița în mână, pe acolo, dând la pește. E pescar de oameni. Hai să ne îndreptăm așa, ușor, ușor, către mănăstire. Deja vin și autocare, autobuze, uite, de exemplu, Brașov, nu, Brăila. Cam așa arată zona. Este și o parcare destul de zona industrială, unde oamenii lucrează la fabrici, uzine, ce se mai întâmplă pe aici. A venit și din Moldova, Republica Moldova. Aici este o parcare foarte mare, să încapă tot poporul. Da, păi na, fiecare cu cel doare, fiecare cu părintele lui favorit. Da, vedem. Să vedem și noi care-i treaba aici. Aici e o gogoșerie. Dacă te apucă foamea, mănânci o gogoașă. Palmex. Aici e o cafea, are pe partea asta un tonomat de la de... bancomate de toate. Eu nu știu dacă ne lasă să filmăm, să fotografiem, o să vedem ce afișe sunt aici. Avem o doamnă care vinde lucruri. Fain. Accesul interzis. A, uite, nu ne lasă să filmeze. Să filmăm. Are acolo un anunț afiș. Fotografiatul interzis. Dar noi filmăm, nu fotografiem. Lasă-mă că filmăm și noi un pic. Dacă am ajuns aici, mă nu fi bai. Dacă e bai, oprim. Bănuiesc că nu vine Cipan și-mi șterge filmarea. Dar ce ai făcut? Ai filmat? Ar fi culme. Toaletă. Văcuțe. Cai nu mai avem că... Na, au fost... au plecat caii. Și-au dat demisia singuri. Deci, mănăstirea Vlădicene, asta e ideea. Am ajuns și pe la Vlădicene. Foarte multă lume. Am nu știu de ce este filmatul sau fotografiatul interzis. Că nu faci nimic altceva, ei și filmezi. Adică, da. Acolo este un magazin bisericesc. Nu știu, acum pe bune, mie mi se par că, uite, de exemplu, aici, la intrare, da? Găsim un anunț fotografiat, interzis sau nu știu ce. Frate, dar ce, ai avea ceva de ascuns? Adică dacă tot ești la o biserică sau o mănăstire, de ce să nu fac lumea poze? Lumea e pe aici. Aha, hai pe și pe... Vedem și pe părintele Calistrat, da? Da, acolo este părintele Calistrat, le dă ceva sfaturi acestor femei. Acolo este un alt părinte cu pomelnicele. Dă sfaturi duhovnicești. Uite, mai este un părinte care l-am mai văzut. Am uitat cum îl cheamă. Nu prea știu cum îi cheamă. Aș fi tare curios dacă vorbește de cipuri. Știm? Probabil dacă îl întreb, părinte, cu cipuri, cu de-astea, zice, îmi bag în stânga, îmi bag în dreapta, din alea. Da.
Am venit la fața locului, deci, și treaba e că aici, momentan, acum e cu pomelnice, băi, scrie-l pe ăla, pe Vlăduț, pe Ionuț. Și încearcă, da, are cineva vreo problemă, Cipan le pune, le zice ce sfaturi, ce să facă în viață, cu viața lui. Na, ce să zici, ca un preot acum, nu? Doamne ajută! Cred că o să mergem noi la Elefterie acolo să ne miluiască și pe noi și mergem în treaba noastră, că noi n-avem treabă cu cipuri și cu astea, să se cipeze alții. Uite, în fața noastră sunt copii bolnoviuri cu probleme. Hai să vă... Șase luni. Bravo. Hai, așa, puiuții aici. Haideți, copilașii. Așa, cu minți. Da. Minți. Așa, haideți. Bunuțele. Așa. Ajutorul. Doamne ajută, să fiți binecuvântați. Da. Și se zice acolo, ce probleme ai? Te scrie pe foi. Dacă ai pentru, nu știu, ești pentru examen, te pune separat, că sunt acolo pomelnice cu elasticul de alea, bolnavi la bolnavi, examen la examen, sănătate, spor și Doamne ajută. Continui să iei chișleacă la greu, la cuvinte ăsta de bani. Ia uite, poți să spui chișleacă. Omul de prevenție și la greu. Cu sfaturi. Frate, iată că sunt aici, da? Probabil peste câțiva ani de zile, Arsenie Boca o să fie pistol cu apă. Frate, suntem la Pangarul Mănăstirii Vlădiceni. La Pangar, nu pot să cred, pot să cumperi salam. Salam, ai lapte? Bine, lapte, hai. Bă, da salam la mănăstire, n-am mai văzut. Salam de vânzare la mănăstire, mă? Că e cu preț. Cântărit, frumos, știi? Salam. Cum o vii la mănăstire să-ți cumperi salam? Salam, salam. Păi are de toate pe aici. Ce să stăm? Compot de zarzări, în fine. Compot, necompot. Bă, da, vin salam la mănăstire.
Nu ești nebun, așa ceva n-am mai văzut. Sarmale n-are? Dar nu e salam de post. Hai să zici, dar există salam de post? Nu cred. Mă gândeam că e fi salam de post, dar n-ai cum, că e carne de porc. E salam de carne, frate. Da, probabil o fi sfințit. Salam sfințit? Păi și ce căută salam la mănăstire, că nu știu. Astea da, dar bine, zacuscă că e legume, știi? Nu, fi salam sfințit, frate. Mănânc salam ăsta și nu știu. Nu arată bine. Păi arată bine ca salam. Lapte. Bine, lapte. E păcat și cu ăsta. Da? Ia, scute. Ce cărți? Cărți? Cărțile alea. Aia. Hai să vedem ce iconițe au pe aici. Aia te na. Aia te na. Aia na. Ia mă, scrie pe Sfânt. Părintele Arsenie Boca. Boca, lar, salam în vitrină. Ce mai vreau, frate? Ce miros de Boca. Ah, ce să faci? Dar ce-am făcut șeful? Păi nu am făcut nimic. Dar ce-am făcut șeful? Na, băi, fiecare în ce crede. Unii cred în salamul din vitrină, alții în Boca, alții în Dumnezeu. Fiecare face ce vrea, până la urmă, dar e urât așa. Am văzut aici chipuri și am citit chipuri. Că în engleză se scrie chip, nu? Parcă sau că e pusă, nici nu știu, în fine. Dar mi-a sărit așa în ochi. Chipuri. Deci nu chipuri. Chipuri de călugări îmbunătățiți. Am și o carte asta, volumul 1 și volumul 2. N-am citit-o. Uite, volumul 1. Volumul 2. Mi-a trimis-o un părinte de la Sihăstria Neamț. O să citesc. Când... O să dispară salamul. Lumin. Pelerinul rus. E carte, Pelerinul rus. Am citit-o. Am citit-o. Faină carte, faină. Interesant. Pelerinul rus care a plecat la drum să învețe rugăciunea inimii și după multe peripeții și-a dat seama că n-a învățat nimic. Când el credea că a învățat-o deja, că o știe. Și la sfârșit și-a dat seama că... Că nu e simplu să ai rugăciunea inimii. Uite mă, frate. De asta am tot zis, că e Maica Domnului și că vrea mic. Și de la catolici 100%, că n-am nicio treabă cu ortodoxia. Cu plete în vânt, cu, știi, grăsuță, îmbujorată. N-are nici simbol. Deci n-are niciun simbol ortodox. N-are stelele, n-are culorile veșmintelor, n-are capul acoperit, bineînțeles. Nimic. Dar uite-o pe Maica Domnului, asta aici. Și uite aici. Uite. Aici e Maica Domnului, da? Păi ce diferență e, mă, frate, nu? Ce e asta?